dragii mei. În sfârșit, m-am tuns. Nu-mi vine să cred că după atâta timp am hotărât să mă tund. Să știți că este cu colțurile mai lungi în față, doar că mi l-a aranjat în așa fel încât să-l pun puțin aici după ureche, pentru că se vede altfel. Deci vedeți cât este de scurt. Exact atât mi l-am dorit. Aici este la fel, dar v-am zis, mi l-a aranjat, mi l-a tapat și nu vreau să-l mai stric. Dar mă declar mega mulțumită. Este prima dată când merg la această fată și la salonul ei și vreau să vă zic că contează atât de mult și omul, dar și, priceperea omului. Mă declar super mulțumită, sper că vă place și vouă și mă avantajează din punctul meu de vedere. M-am mai tuns așa, doar că parcă ca acum și atât de frumos niciodată. Cam așa arată. Este atât de ușor acum, atât de... Am zis să mă tund încât să nu-l mai prind și cam așa este. Pentru că știți că eu nu aveam timp mai niciodată să-l aranjez, așa că este minunat. Sunt în mașină, dar oricum se vede. Îmi place mult și atât de ușor și finuț. Bine, și mi l-a dat și cu o grămadă de chestii ca să stea așa. Mi l-a și îndreptat, v-am zis, mi l-a și tapat. Dar... Hei, dragii mei, gata, am ajuns acasă de la cumpărături. Îl am pe domnul Bebe aici în scaunel. Ianis este în casă, încă se joacă. Aș vrea să vă arăt ce anume am cumpărat, pentru că, sincer să fiu, nici nu prea am timp. Sunt cumpărături pe care trebuie să le duc și la țară, la socrii mei. Sunt și cumpărături de ale noastre, dar eu mai mult pentru mine ce am cumpărat, am cumpărat câteva chestii. Chestii pe care să îi le dau lui Ianis de Moș Crăciun în materie de dulciuri, nu în materie de jucării. Pentru că acum am avut timp să le cumpăr, dacă tot am fost la cumpărături pentru ei. Dar o să vi le arăt pe toate și mai vedem. Vi le arăt așa pentru că oricum trebuie să bag și în frigider, trebuie să bag și înapoi în pungi, în fine. Am luat niște banane, cumpărăturile sunt făcute din Supeco. Am luat niște bulgăraș cu cremă de ciocolată, așa. Încă o cutie de bulgăraș. Două cutii sau nu mai multe, cam mai multe feluri. Am luat o cutie de smântână cu 12% grăsime, niște iaurturi cu biscuiți, un pachet de zahăr, fărnicuța. Aici am un muștar care mie îmi place mult, bunătăți de la bunica, muștar fin, pentru că îmi trebuie pentru o... Eu pun la maioneză, pentru că o să fac salată. S-au căzut toate? Aici am o sticlă de socola fără zahăr. Aici am o chestie interesantă pe care am luat-o pentru Ianis. Inițial nu vreau să o filmez, dar sunt curioasă să văd ce se află în interiorul ei. N-aș vrea să o rup. Are un scotch lipit. Îmi este teamă că vine. El este în cameră. Și mi este teamă că vine aici la bucătărie. De asta ziceam să nu vă arăt astea, pentru că n-aș vrea să le vadă. Vă arăt imediat în cutiuța asta. Se află un Moș Crăciunel așa. E ceva cu bombonici. O acadea. Un de zăpadă care are și un pomișor. Așa. Și o bombonici. Nu știu sincer cât a fost, dar în jur de 5 lei, dar eu le-am luat pentru cutie. Gata, vi le arăt eu când o să fac un vlog în care o să vă arăt absolut tot ce am cumpărat pentru Crăciun, dar pe ăla o să-l filmez mâine, că mai merg mâine să mai cumpăr ceva pentru domnul bebeluș. Stați așa, că nu știu unde să-l pun. Uite, pun aici, până să termin, că nu-l vede. Așa, aici am mai cumpărat două sticle de suc, frutii fresh de grapefruit și de pere. Am aici o pungă cu
clementine, mandarine și așa mai departe. Am o pungă de morcovi. Deci nu trebuie să vă descurc. Aici am un box așa cu doze Fanta, pe care i-am sfințat, nu trebuie să le vadă pe toate. Un pachet de șervețele. Poftim! Aici mi-au venit la rând dulcurile, dar nu mai scot dulcurile pentru el, pentru că v-am zis, vi le filmez în alt episod. Chefir. Aici niște cornulețe, văd că s-au cam scorcoșit. Cornulețe cu umplutură de caise. Arată foarte bine. Așa. Am aici niște iaurțele. Din nou un chefir. Fulga. Chefir din nou, nu știu câte sunt. Aici niște iaurțele cu spumă. Încă un chefir. Fulga din nou. Supă la plic. Chefir. Încă o sticlă de suc Fanta de portocale, dar fără zahăr. Deci nu știu câte sunt. Din nou banane, asta nu. Asta pune banane. Am luat portocale, dar au mai căzut din pungă. Încă un chefir. V-am zis că au mai căzut din pungă. Aici încă o supă la plic, cred că am luat în jur de 6-7. Aici am dulciuri, dar nu le mai scot pentru că avem intruși în zonă și nu vreau să le vadă. O băgăm și pe asta aici. Așa și continuăm. Ce mai am? Aici am luat ouă pentru că găinușele nu mai fac ouă, pentru, cred că din cauza că a venit frigul. Ouă albe proaspăte, categoria AM, între 53 și 63 grame, 30 de ouă. Știu sigur că am dat pe acest carton cu 30 de ouă, 27 de lei din Supeco. Așa. Și am mai luat încă unul. Deci am luat două cartoane de ouă. Așa. Mai am aici supă la plic din nou, v-am zis că am luat multe, să le scot cu toate dacă tot am luat. Am luat mai multe. Păstea le-am luat din Supeco cu 2 lei supă la plic, mie îmi plac. Am luat și pentru soacra mea, îi plac și ei, deci nu știu, nouă ne plac astea. Florin să nu te vadă. Aici am luat o pungă de corneti rigati, așa, pentru macaroanele cu brânză. Și cam atât. Hei, bună! Bravo! Ianis mi-a adus doza pentru că a băut deja o doză. Da, și cam astea au fost cumpărăturile. Ba nu, am mai cumpărat un sac de mâncare pentru câini, dar acela l-a oprit Sorin în mașină că nu avea rost să-l mai aduc aici. Cumpărăturile sunt aici pe masă, până acolo. Se vede aici. Sunt și acolo la blat, la ghiuvetă. Și nu știu ce am mai luat. Da, cam atât. Așa. Am mai luat niște... Am mai luat doi cozonaci care și ei au rămas în mașină. Plus niște sticle de suc pe care l-am rugat pe Sorin să nu le mai aducă. Cred că în jur de 3 sticle. Pentru că știu că am luat 2, 3, 4, 7 sticle. Și cam atât. Pe tot ce vedeți aici, am dat 420 de lei din Supeco. Da. Deci, cam astea au fost cumpărăturile. Mâine trebuie... Bine, și plus dulciurile, că am o plasă de dulciuri. Deci, nu doar pe ce vedeți aici. Plus că mi-am luat o plasă de dulciuri, 50 de lei. Am dat numai pe dulciurile lui Ianis. Asta ca să vă faceți o idee. Deci, nu am luat numai asta, am și dulciurile.
îmi plasă. Dar nu vreau să vi le mai arăt aici pentru că și am luat o grămadă. Chiar i-am luat o grămadă. Nu vi le mai arăt aici pentru că vreau să fac un episod în care o să vă arăt jucările pe care le-am cumpărat pentru Crăciun, plus dulciurile. Așa, și încă nu am filmat despre asta, dar o să filmez, dar v-am zis, mâine mai merg în oraș să mai cumpăr, vreau să-i cumpăr încălțăminte lui bebe, pentru că Sorin este foarte pentru că îl țin în șosețele când ieșim afară, el are botoșii din aceea special, doar că Sorin nu-i suportă, deja unii nu-l mai încap, i-a primit de la cumnata mea, dar nu-l mai încap. Plus că am luat eu unii din Pepco și lui Sorin nu-i plac, în fine, că e alunecă și vrea să-i cumpăr încălțăminte de copil normal și trebuie să-mi rămâne să-i cumpăr. O să mai iau pentru bebe o jucărie din aceea cu lumini, că nu am găsit și trebuie să mai merg la alte magazine la care știu sigur că o să găsesc. Și nu mai știu, trebuie să iau un colet de la H&M mâine pe care o să-l atașez la cadourile pentru Crăciun. Nu e mare lucru, dar le-am mai luat ceva și cam atât. O grămadă de cumpărături, o grămadă de bani. Luna aceasta a fost o lună haotică și încă continuă. Dar da, ce să facem, asta e. Deci da, sunt foarte mulțumită de cum m-am tons, îmi place extra mega mult de faptul cum îmi stă, nu știu, mă văd și mai frumoasă decât înainte. Ca să fiu și modestă, așa, deci îmi place mult cum am tuns, deci chiar îmi place. Mă simt cu, așa, super ușoară, nu știu, o să-l aranjez foarte ușor, nu mai pot să-l prind la spate pentru că este mult mai scurt și da, trebuia să fac treaba asta, bebele este acolo, se vede și el într-un colțișor. Dar da, inițial asta am vrut să vă filmez, dura mai mult filmulețul dacă vă arătam și toate dulciurile, dar dacă vi le-aș arăta acum, nu aș mai putea să vă arăt în totalitate cadoul lui de Crăciun. Vreau să fac un filmuleț special cu asta pentru că atunci când o să vină moșul, cu siguranță nu o să mai apuc să filmez când Ianis o să se arunce așa peste toate jucăriile și peste toate dulciurile. Poate să surprind momentul acela, dar nu știu. Și vreau să mă asigur că am treaba aceasta filmată. Vă las, trebuie să strâng, să pun la loc și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine, vă mulțumesc tare, tare mult că sunteți aici, că faceți parte din comunitatea mea, că vă abonați, că mă urmăriți. Sper din suflet cei care vă uitați la mine și încă nu v-ați abonat să o faceți, pentru că m-ar ajuta enorm. Îmi doream tare mult să ajung la 2000 de persoane, dar lucru care nu s-a întâmplat, dar cu siguranță o să se întâmple cu multă muncă. Vă mulțumesc, vă pup, vă apreciez pe fiecare în parte și ne revedem data viitoare tot aici la un nou filmuleț sau episod de vlog. Da, este Fulga. Pupici!